Numărul tinerilor care studiază în instituțiile de învățământ superior din Moldova a crescut cu 2000 în acest an. Potrivit Biroului Național de Statistică, majoritatea au ales să facă cursurile la zi. În anul de studii 2020-2021, în universitățile din țară erau înmatriculați 59.000 de studenți la licență și master. Dintre aceștia, 49.500 învață în instituțiile de stat și aproape 10.000 la privat. În acest an și-au început studiile la licență peste 15.000 de tineri. La masterat s-au înscris 6.000 de studenți, cu 100 mai mult decât în 2019. Creșterea numărului de studenți înmatriculați a fost înregistrată atât în instituțiile de stat cât și în cele private, în special la licență. În comparație cu anul trecut, numărul tinerilor care își fac studiile la contract la universități de stat a crescut cu 21%. În cele private, creșterea este de 22%. Experții spun că numărul studenților a crescut în 2020 pentru că examenele de bacalaureat au fost anulate din cauza pandemiei. Prin urmare, toți absolvenții de liceu, plus o bună parte din absolvenții de liceu din anul trecut care nu au luat bacul, în acest an au putut să se ducă la universitate. Să nu uităm că circa 20-30% din persoanele care doreau să susțină bacalaureatul nu îl susțineau. Astfel avem mai mulți studenți, dar nu și mai buni. Competiția, factorul principal care asigură calitatea, în cazul învățământului superior, nu funcționează. Cât privește numărul studenților străini, acesta a rămas constant de aproape 5.000. Majoritatea celor care vin să facă studii superioare în Moldova sunt din România, Israel și India. În țara noastră activează 24 de universități, dintre care 16 sunt de stat.